De asemenea, am discutat aseară și am validat candidații pentru funcția de viceprimar, funcțiile de viceprimar ai municipiului Târgoviște. La propunerea domnului Cristian Stan, cei doi candidați sunt doamna Ilie Murica și domnul Răzulescu Cătălin. Urmează ca la ședința ordinară din această lună cei doi să intre în mecanismul de vot prevăzut de lege și sper ca să reușim să reîntregim echipa de la Consiliul Municipal Târgoviște. Urmează ca domnul primar Cristian Stan să decidă și scoaterea la concurs a postului de administrator public al municipiului Târgoviște, pentru că e evident că singur nu poate face față la problemele complicate pe care le are municipiul astăzi.